Deci, instanța de apel a respins recursul părții apărării, prin care s-a solicitat inițial ca să fie casată închirea judecătoriei Buicani, când a fost prelungită măsura preventivă sub formă de arest preventiv în privința inculpatului Vladimir Filat. Cum apreciați dumneavoastră această decizie? Nu pot să apreciez, este o decizie legală, este o decizie temeinică și respectiv urmează să fie respectată. Care dintre judecători s-a abținut? N-a fost declarație de abținere, după cum v-a comunicat domnul Popa anterior, a fost făcută o cerere de recuzare din partea părții apărării în privința unuia din judecători, care a fost catalogată ca netemeinică de către un alt complet de judecată. De ce insistați în continuare că inculpatul să fie cercetat? Deci astăzi nu a fost pusă în discuție pretenția noastră novatorie, s-a menținut s-a discutat ceea ce a fost pus în discuție anterior în fața judecătoriei Buicani. Există riscurile și temerile foarte rezonabile care au fost aduse în fața instanței și care au fost catalogate ca raționale, fapt pentru care am expus și anterior și eu le consider că sunt foarte imperioase ca anume inculpatul să fie în stare de arest, reieșind din anumite motive temenice care le-am adus pe masa instanței de judecată. La expirarea acestor 90 de forme existate, înainte de la menține în arest în izolată? Haideți să ajungem să vedem ce o să fie. Până mâine este mult. Haideți să ajungem până când o să expire 90 de zile și după care vom vedea ce temeiuri mai sunt și care alte motive ori impune anumite decizii pe careva cazuri. Dar în prezent care sunt temeiurile? Păi am spus și anterior, ceea ce am prezentat instanța de judecată beneficiază de o confidențialitate și respectiv instanța statuată asupra temeniciei și plauzibilității acestor probe care au fost aduse de către noi. Eu știu că vă întrebam de fiecare dată, dar totuși, ce nou a mai apărut în alte dosare? Dacă ar fi fost ceva nou, ceea ce ar fi fost posibil să vă comunicăm vouă, evident că astăzi aveam să vă comunic. Odată ce nu vă comunic nimic, înseamnă că ceva nou pentru a fi diferit publicului, la moment nu este. Când va fi expediată în judecată cealaltă parte a dosarului? Ați întrebat cu 3 zile, mă par, însă. Când va fi expediată? Când vom primi rezultatele și vom finisa toate acțiunile care sunt pendinte la această etapă, inclusiv răspunsurile de peste hotare, deoarece am spus, suntem dependenți de colegii noștri de peste hotare, atunci, nemijlocit, vom decide și asupra celorlalte capete de acuzare care au rămas în procedura Procuratorii Anticorupție. Inculpatul cumva s-a schimbat comportamentul față de anchetă, colaborează cu anchetatorii? Nu au fost făcute declarații pe capetele care au fost rămase în procedură. În fața instanței de judecată, ședința care ați participat și voi a fost amânată. Deja urmează la ședințele următoare să facă apreciere dacă o să facă declarații și respectiv când o să vină etapa ca dânsul să fie audiat, atunci poate să se expună dacă dorește să facă declarații sau dacă nu dorește. Este un drept și nu o obligație a inculpatului.